După sondajul apărut în spațiul public unde Marcel Romanescu și fostul viceprimar Adrian Tudor se află în preferințele alegătorilor, USR Gorj a reacționat și spune că cifrele nu sunt unele reale și lucrurile stau altfel. Pentru că avem și noi un sondaj și datele stau cu totul și cu totul altfel. În niciun caz Romanescu nu este la scorul acesta, este undeva mult mai mare. Adi Tudor este sub 4% în sondajul nostru. Atât reprezentantul USR-ului cât și al PNL-ului sunt aproape dublu la față de scorul prezentat în sondajul prezentat de postul dumneavoastră. Deci Romanescu este undeva la 30%, Cornel Răducan Morega și Iulian Popescu sunt cumva foarte apropiați, sunt în jur de 17%, Adi Tudor este sub 4% și restul sunt, nu știu datele despre ceilalți. De asta vă spun că este un sondaj măsluit. A ieșit cu intenția clară de a manipula. Deci asta fără doar și poate. Este real? Nu. Mă rog, depinde pe cine ori fi întrebat ei. Dacă s-or fi dus la vreo cârciumă și ori fi întrebat oamenii de acolo cu cine votați și l-or fi dat 5 lei și ori fi spus ei că votează cu ăla și cu ăla, probabil atunci sondajul este pe bune. Dar datele concrete sunt cu totul și cu totul diferit față de ce ați prezentat dumneavoastră, față de sondajul pus la dispoziție dumneavoastră. Sondajul USR a fost plătit de liderul municipal Corneliu Răducan Morega și va fi făcut public în zilele următoare.